Părinții lui Teodor, medici de profesie, au descoperit imediat după nașterea băiatului că este ceva în neregulă. A venit și cruntul diagnostic, paralizie cerebrală. De atunci a început lupta familiei Matican, o luptă cu mentalitățile, cu sistemul, cu ei înșiși. L-a acceptat nu înseamnă a fi înfrânt, nici pe departe, ci înseamnă să recunoști că e un copil cu dizabilități, să muncești și să lupți pentru el. Iar noi am reușit să facem acest pas încă de mult, de când era foarte mic. Povestea de succes a lui Teo a început în urmă cu 4 ani la o competiție sportivă de schi. Acolo a primit primul trofeu, primul său pas către succes. Puștul a devenit în scurt timp campion la not, ciclism și schi. În 2013 a câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de iarnă din Coreea de Sud. Hai! Hai, Teo! Hai până la capăt! Hai, 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 hai să nu te prindă! Hai să nu te prindă! A avut un progres extraordinar, în primul rând ca și coordonare și ca și viteză de deplasare. La not este multiplu campion național, iar la sfârșitul lunii martie va merge la Monaco la Jocurile Europene Special Olympics. În luna iunie va purta flacăra olimpică la Jocurile Naționale Special Olympics. Pentru noi e o plăcere imensă să treacă linia de sosire. E cel mai frumos moment al lui, bucuria terminării unei curse. Încă din clasa 1, Teo a mers la o școală normală. Acum este elev într-o clasă sportivă la Colegiul Energetic Craiova, unde a intrat cu a doua medie de admitere. Ne face să râdem fiecare zi, dar dacă nu e la școală, nu e veselie. Ne-a arătat și videoclipuri cu medalele lui și diplome. Mi s-a părut un pic dificil la început, ne-am obișnuit cu toții. Și cu trecerea timpului am descoperit că este un copil foarte inteligent.